Bună seara! Mai puțin să distribui pagina. Mai puțin. Imediat. Distribuim încrunjul. Imediat o să începem. Bună seara! Astăzi seara o să vorbim despre vălul minții. Vălul minții care nu numai că îți fură realitatea, ci ți te fură și pe tine. Realitatea este în acest moment. Realitatea nu este undeva în memoria ta. Nu este undeva în jobul tău. Nu este undeva în casele, mașinile tale, în femeile, amantele, amanții tăi. În niciun caz. Realitatea se desfășoară chiar în acest moment. Când și voi priviți acest clip, realitatea se întâmplă. Realitatea e. E aici. Dar vouă vă place să nu fiți atenți și să discutați despre ceva din memoria voastră sau ceva din imaginația voastră. Adică trecut sau viitor, dar realitatea se întâmplă. Chiar în timp ce voi mă ascultați, realitatea e. Se întâmplă. E aici. Nu undeva, prin memorie sau prin imaginație. Toate principiile tale, toate ideile tale despre lume, despre tine, despre cum ai vrea tu să fii în raport cu lume, despre cum ai vrea tu să fii în raport cu tine, cu iubita ta, cu soția ta, cu soțul tău, îți doar prostiile proprii ale minții tale individuale. Ele nu există decât în mintea ta. De exemplu, îmi aduc aminte când o doamnă creatoare spunea la televizor că nu înțelege, sau cel puțin că nu se poartă, bărbații nu pot purta sandale ale căror model să se vadă degetele. Ea spunea că este o idioțenie ca un bărbat să poartă așa ceva. În momentul acela m-am dus și mi-am croit personal o pereche de pantofi sandale a căror să se vadă degetele. Întotdeauna au existat oameni ca și această idiotă. Întotdeauna ți-au spus oameni cum să privești la lume, cum să vezi realitatea, cu ce să te îmbraci, încotro să te îndrepți. Întotdeauna te-au mutilat părinții, te-au mutilat prietenii, te-au mutilat soțiile, amantele, soții, frații, toți te-au mutilat. Toți au avut câte un punct de vedere asupra vieții tale. Toți te-au mutilat. Dacă stai bine și te gândești la viața ta, o să realizezi că toate deciziile pe care le-ai luat condiționat. Te-au mutilat alții ca să le iei. Ajunge cu prostia. Nimeni nu te poate pregăti pentru ce urmează. Nimeni nu poate să spună ce urmează. Nimeni nu te poate să-ți dea simțământul mâncării de mâine. Nimeni. Poate să-ți spună că îți pregătește o specialitate, dar gustul îl vei simți atunci când îl vei simți. Nimeni nu-ți poate da așa ceva. Să ții minte acest aspect. De la părinți, bunici, preoți, prieteni, învățători, profesori și toți care te înconjoară, ține minte că ți-au furat viața. De exemplu, când ai o problemă și apelezi la un prieten sau la o prietenă, ce crezi că îți face? O să vină și o să-ți dea în cap cu propria ei sau lui prostie. Trecutul prietenului tău sau prietenii tale nu este unul și același cu al tău. Poate că în felul în care suferi în situația respectivă te învață cum să treci mai repede peste sau te învață să nu mai faci aceleași greșeli. Felul în care prietenul tău sau prietena ta îți spune că ar fi făcut el sau ea îți mutilează existența ta. Ajunge. Până nu îngropi trecutul și până nu renunți la viitor, n-ai să poți să trăiești cu tine bine. Pentru că viața se întâmplă aici. Ce-ți trebuie ca viața să se întâmple? Absolut nimic. Dar poți să o trăiești. Poți să o observi. Poți să iei Biblia, poți să iei Coranul, poți să iei Gita, poți să iei Codul Bunelor Maniere. Sunt doar mutilările altora asupra ta. Nici Isus, nici Buddha, nici Mohamed, nici Lao Tzu, nici Chuang Tzu, nici Ramaram nu aveau de unde să știe cum va evolua omenirea. Ceea ce ei au împărtășit, și o împărtășire frumoasă, era de moment. Dacă exista în acele timpuri, era foarte frumos să pui în aplicare ce explicau. Dar în acest moment te mutilează doar. Iar când vă vine un contemporan cu voi și vă explică aceleași lucruri, sau oarecum de... ca să fiți mai bine cu voi, fugiți. Toată lumea fuge de el. Toată lumea fuge de el. Ca să înțelegeți dacă fugiți de dumneavoastră sau nu, foarte bine, luați un loc în fotoliu, cum stau eu, și pur și simplu enjoy yourself, fără să faci nimic. Dacă poți să stai așa o oră, fără să bei din nimic, doar să stai, să fii bine cu tine, fără să meditezi, doar să stai, atunci, într-un fel sau altul, oarecum ești bine cu tine. Dacă n-ai astâmpări, dacă te enervezi, dacă începi să discuți despre ceva din trecut sau ceva din viitor, crede-mă, nu ești absolut deloc bine cu tine. A fi bine cu tine înseamnă oriunde te duce, tu ești bine. Și apropo de această chestie, vă spun o poveste frumoasă. Un înțelept a fost întrebat: unde te duci? În rai sau în iad? Absolut în rai, a spus. Păi bine, bine, dar de unde ești tu sigur că te vei duce în rai? Nu știi ce va gândi Dumnezeu. Nici nu mă interesează, spune înțeleptul. E treaba lui. Oriunde m-ar trimite, eu sunt bine cu mine. Da? Foarte frumoasă povață. Fii bine cu tine, indiferent de situație, indiferent de circumstanță, indiferent dacă ești cu cineva sau singur, indiferent dacă ai bani sau nu, indiferent dacă e noapte sau zi, indiferent de toate circumstanțele din lumea asta, starea ta, liniștea ta, pacea ta care deja este în tine, nu ți-o poate strica nimeni, nu ți-o poate da și lua nimeni. Absolut nimeni. Dar cum se poate privi realitatea dacă realitatea este privită doar din memoria și imaginația individului. Eu spun foarte simplu. Deschide ochii larg, privește, rămâi prezent, indiferent de ce auzi, indiferent de ce îți spune mintea, indiferent de ce se întâmplă, nu dezvolta absolut nimic, rămâi perfect prezent, fii conștient de ceea ce mintea îți spune ție, că e doar o raportare a simțurilor tale și nu dezvolta absolut nimic. Mai devreme sau mai târziu va curge o pace către tine foarte frumoasă. Dar asta rămânând total prezent, fără ca să mai dezvolți. Și acum întrebări despre ceea ce am vorbit. Într-un fel sau altul. Nu mai puțin. Haideți cu întrebări. Realitatea este proaspătă, perfectă, are grijă de existența ta, are grijă de tot ceea ce îți e ție necesar să-ți apară în fața ochilor tăi. Dar tu ești prea preocupat ca să ai case, mașini, joburi, bani mulți, bărbați, femei, bijuterii, ce vrei tu. Dar asta e doar, sau acestea sunt doar distrageri de la tine. Tu nu ești bine cu tine. Indiferent cât de mulți bani ai, vrei mai mult sau vrei altceva. Indiferent. Haideți să luăm un exemplu. Vă place acest ceas? Mult. Alergați după el ca să faceți rost de bani să vi-l cumpărați. Treceți mereu prin fața magazinului și priviți acest ceas. Imediat numai privirea lui vă bucură. Vă dă un sentiment plăcut în corp. Și e frumos sentiment. Dar după ce îl veți lua, o să fiți și mai bucuroși, o să-l purtați. Să vă bucurați de el pentru o perioadă, apoi o să vă treacă. Orice ați făcut în viața asta, nimic n-a durat. Absolut nimic nu a durat. Fericirea n-a stat. A fost de moment, a fost plăcut, după aia a plecat. Din ce cauză? Pentru că voi nu sunteți prezenți absolut deloc. Mereu sunteți într-o discuție despre trecut, despre viitor. Dacă intrați într-o relație, imediat mutilați persoana cealaltă cu propriile dumneavoastră idei despre cum ar trebui să fie și ce idealuri ar trebui să aibă și așa mai departe. Mutilați persoana respectivă. Dacă aveți, vă împrieteniți cu cineva. La fel îl mutilați cu ideile dumneavoastră. În caz că nu este pe flow cu dumneavoastră către aceleași idei, bineînțeles, după cum spunea un amic de pe Facebook, prostul e întotdeauna celălalt, niciodată tu. Prostul e celălalt. Foarte frumos. Așa faceți toți. Prostul e întotdeauna celălalt. Dar credeți-mă, sau crede-mă, tu ești prost. Să ții minte. Întotdeauna, oriunde vă duceți, dacă nu sunteți conștienți că sunteți conștienți, distrugeți. Distrugeți prietenii, distrugeți încredere, distrugeți orice vă stă în cale. Pentru că nu sunteți conștienți că sunteți conștienți. Dar ce înseamnă chestia asta, a fi conștient că ești conștient? Ce înseamnă? Înseamnă atunci când vorbești să te asculți direct, să auzi orice cuvințel care iese pe gură, să-l asculți. Iar dacă cumva nu te-ai ascultat în timp ce vorbești, atunci cine vorbește? Cine pune întrebările? Cine face afirmațiile dacă tu nu ești acolo ca să auzi? Ține minte, dacă nu te asculți în timpul vorbăriei, cine vorbește? Cine pune întrebarea? E doar mintea. Vălul minții își bate joc de tine. E suficient. Haideți cu întrebări. Haideți cu întrebări. Întotdeauna au existat profesori despre orice, despre istorie, geografie, matematică, română, gramatică, orice profesor. Preoți care tind că știu ce înseamnă a fi religios. În orice domeniu au existat profesori. Dar niciun profesor nu a venit să te învețe cum să trăiești. Dar nu să-ți dea reguli, ci să-ți înlăture toate regulile care te-au mutilat. Să fii liber, să faci ce vrei. Dacă îți oferi mai mult timp liber ție, lumea o să spună: ce faci? Nu vrei mai mult? Ești puturos? Nu ești un bărbat cum trebuie? De ce nu muncești? De ce nu vrei să ai mai mult? Dacă n-ai ambiție în viața asta, ești cam prost pentru societate. Dar cu toate, atunci când renunți la ambiție și ești bine cu tine, ai timp mai mult liber cu tine, aceiași oameni care spuneau că ești prost că n-ai ambiție, o să te aprecieze. Uite, omul ăsta chiar își oferă timp. Așa de proști sunt oameni. Mai întâi te judecă că ești cam prost, că nu-ți dorești mai mult ca toată lumea. Iar apoi când te văd liber și bine, te apreciază. Fantastic cum lucrează mintea. Mintea, indiferent de dimineață până seară, indiferent de culoare, societate, indiferent de naționalitate, indiferent de nație, va da cu tine de pământ de dimineață până seara. Îți va spune, îți va aduce argumente foarte plauzibile. Dar dacă tu nu ești acolo să-ți auzi mintea, nu-ți dai seama și tu crezi că tu gândești. Iar din această perspectivă, mintea îți va veni și îți va aduce argumente bune, peste 10 minute contrare. Și așa o să-ți facă toată viața. Toată viața își bate joc de tine. Cine vocea asta în cap de care tot e după ea? De ce nu contestă nimeni? De ce nimeni nu stă prezent și să o asculte? De ce? Chiar dacă acum vă spun despre această voce care vorbește în căpușor constant, țineți minte, ea vă vorbește vouă. Voi sunteți centru care aude acel zgomot în cap, pe nume voce mentală sau gălăgie mentală. Ea vă vine să vă raporteze. De ce nimeni nu o contestă? De ce nimeni nu e atent la acest fenomen? Că este doar un fenomen. Mintea este doar un fenomen. Vine și pleacă, tu rămâi. Era înainte ca mintea să apară. Ești prezent când mintea apare și vorbește, ești prezent când mintea nu mai vorbește. Deci tu ești dinaintea minții, prezent când e mintea și prezent în lipsa ei. Deci tu ești dincolo de minte. Tu erai în viață până când această cunoaștere să-ți vină în corp, până să-ți vină limbajul, până să-ți vină gândirea. Erai în viață. Ea este ceva după tine, este secundar. Ea vine să-ți explice ce consideri ea. Este un sfătuitor. Dar dacă tu nu înțelegi că tu ești stăpânul și ea te sfătuiește doar ce consideri ea, te-a păcălit și îți fură viața. Așa, corect, ai multă, nu? În viața asta noastră trebuie să te ridici singur, fără ajutorul nimănui. Gălăgia mentală nu trebuie luată în considerare. Da. Da. Gălăgia mentală este doar o gălăgie mentală. Până când nu îi vei deveni stăpân, sau mă corectez, Până când nu realizezi că tu ești stăpânul și ea vine doar să-ți raporteze, crede-mă, mergi pe pământul ăsta, dar doar ca un om naiv. Pentru că întotdeauna ea îți va vorbi despre trecul și viitor. Ea niciodată nu te va lăsa să stai aici în prezent să trăiești viața. Niciodată. Dacă realitatea este în fața ochilor mei, în momentul ăsta, unde în altă parte aș putea să mă duc cu atenția mea? De ce să nu stau aici și să mă bucur? Cineva spune, filozofia minții, nu, prostia minții. Nu e filozofie. Despre ceea ce vorbesc este viață. Filozofia minții vorbește de trecut și viitor. Desparte toate chestiile în 10-20 de părți. Eu îți spun, nu mai dezvolta nimic și pune naibii mâna și trăiește. Nu mai dezvolta despre ce e rău și ce e bine, pune mâna naibii și trăiește. Când mergi pe stradă, tu te întrebi dacă e bine să mergi sau nu? Nu, pur și simplu mergi. Când mănânci, te întrebi vreodată dacă e bine sau nu să mănânci? Nu, pur și simplu mănânci. Când faci duș, te întrebi dacă e bine să faci duș sau nu? Pur și simplu îl faci. Așa e viața. Dar voi, lucrurile astea pe care le-am enumerat, le faceți natural și firesc și foarte frumos. Dar în rest, orice voi plănuiți, studiați, analizați, împărțiți. Dacă ar fi fost așa, dacă așa, dacă așa, dacă așa. Împărțiți viața în miliarde de filme SF-uri. Iubirea se întâmplă, nu o faceți voi. Simțământurile vin, nu le creați voi. Viața apare, nu o creați voi. Nu bărbatul și femeia creează viață, ci corpurile lor creează un alt corp. Dacă întreb pe oricine dacă el își creează propriul lui sânge, o să-ți răspundă, nu, corpul meu îl face. Perfect. Așa se întâmplă și cu copiii. Nu indivizii creează viață, ci corpul de indivizi o creează al corp. Așa. Mai puțin. Salut, spune-mi, te rog, despre secretul succesului. The Secret. Cea mai mare prostie. Cea mai mare prostie, cartea asta, The Secret. The Secret a fost scrisă după cartea lui Napoleon Hill. Napoleon Hill, când și-a lansat cartea lui, era la o bibliotecă, cel mai bogat om era Ford. Ford, cel cu mașinile a creat Ford. Și trecea pe acolo. Napoleon Hill l-a văzut și l-a rugat pe domnul cu biblioteca să se ducă, să-i spună lui Ford să-i cumpere și lui cartea. Că Ford era cel mai bogat om. Ford a luat cartea, o citea până la semnarea ei. Când a ajuns față în față, l-a întrebat pe Napoleon Hill. Cu ce ai venit aici? Cu transportul în comun sau cu propria ta mașină? El a spus cu transportul în comun. Perfect, zice. Până îți vei lua mașină proprie, vreau să te duci acasă, iei cartea asta, o înfășori, ți-o bagi în cur și să te rogi ca să-ți apară mașină în garaj fără ca tu să faci nimic, doar să te rogi. Cam asta este despre cartea de Secret. E o prostie. Oamenii așteaptă ceva din afară, fără să caute în interior. Schimbă-te pe tine dacă vrei să schimbi lumea. Sigur că da. Tu ești o parte din întreg. Ia-te pe tine. Schimbă-te. Schimbă o parte din întreg și așa poți influența întregul să se schimbe. Doar schimbându-te pe tine. Ești un exemplu pentru toți. Altfel, ești doar un prost. Salutare, domnul Laurentiu. Păi vin și gândurile mereu și ne acaparează toată ziua pe noi. Încercăm să stăm prezenți, dar ele tot vin. Nu dezvoltăm, dar este tot timpul o gălăgie mentală. Nu e așa. Dacă ai sta prezent și le-ai observat cum vin și pleacă, dar fără să le încarci, fără să pleci după ele, ai să vezi și ai să reușești ca ele să vină mai puține. Pentru că dacă atenția ta rămâne aici, asta înseamnă să rămâi prezent. Nu înseamnă să rămâi pe aici cu ochii, adică în gânduri. Prezent înseamnă să rămâi total aici. Dacă rămâi aici, iar gândurile plutesc și tu nu le dezvolți, ele mor de la sine. Iar dacă rămâi așa pentru 15-20 de minute, o să vezi că fluxul nu mai este așa. Dar tu te duci mereu după tine, după ele, și fluxul minții se dezvoltă. E normal să te zăpăcească. Nu faci bine, nu stai bine în prezent. Uneori omul face multe lucruri din obișnuință și este setat pentru asta. Să-și ducă doar traiul mai departe. Bine ar fi să-și ducă traiul mai departe și să nu se mai gândească la altceva. Dar omul se gândește mereu la mai mult. El, în loc să se gândească să-și ia tot ceea ce e necesar pentru acest corp, mâncare, casă, adică să aibă unde să mănânce, o masă, un pat, și apoi să se gândească la el, să se descopere pe el și apoi poate să facă orice. Până la descoperire de sine, cum poți să cauți orice altceva, pentru că te îndepărtează de la tine? Numai că omul nu încearcă doar să-și ducă traiul mai departe, ci încearcă să-și îl îmbogățească din orice perspectivă. Vrea mai mulți prieteni, vrea prieteni influenți. Nu vrea prieteni de pe la bloc. Vrea prieteni cu business-uri, vrea prieteni cu funcții, cu putere de decizie. Din ce cauză? Să se folosească de ei. Din ce cauză? Să schimbe imaginea de sine. Din ce cauză? Să dea înainte, pentru că el consideră că a da înainte este rostul vieții. E cel mai prostez rost. Indiferent ce vei avea și ce vei deține, egal cu zero. Nu știi nimic despre tine. Da. Dacă unul din parteneri calcă strâmb și celălalt stă cu gura pe el cu argumente de schimbare, înseamnă că îi mulțumim. Cum ar trebui acționat? Sunt două chestii. Dacă ai greșit și înșeli și celălalt te-a prins sau tu îl prinzi pe celălalt, sunt două chestii. Ori aveți o discuție, accepți și nu mai discuți despre și el vrea să treacă peste, nu e nicio problemă. Dar dacă cumva ai acceptat să vă împăcați, iar celălalt se aduce mereu argumente, înseamnă că el n-a acceptat. Înseamnă că ți-a zis doar că a acceptat, el n-a acceptat. Ori accepți și mergi mai departe și nu mai deschizi subiectul, ori nu accepți și mergeți mai departe în moduri separate. Da. Dar despre puterea extraordinară a subconștientului tău, ce părere aveți? Subconștientul nu este dovedit științific. Să ținem. De ce să nu vorbim de ceva ce este real, ceva ce este perfect aici? Despre tot ceea ce există. Că tot ceea ce există, există aici. Nu există în altă parte. Nu există prin trecutul sau viitorul tău. Alea sunt prostiile tale individuale. Viața se întâmplă în acest moment. De exemplu, a fi conștient că ești conștient, ce înseamnă? Îmi simt corpul constant? Îmi aud vocea constant în timp ce ea apare? Sunt perfect conștient ce îmi sugerează conștiința și sunt perfect conștient de ceea ce văd. Asta înseamnă să fii conștient că ești conștient. Asta înseamnă să fii complet liber. Înainte să aflu de dumneavoastră, căutam pe internet cum aș putea scăpa de stări de panică, anxietate. Și mai rău îmi făcea. Dumneavoastră aveți un dar de a face oamenii să trăiască și să se liniștească, da. Cartea Lasă grijile, începe să trăiești, ce părere aveți? Deci, cartea Lasă grijile, începe să trăiești, ce părere aveți? Cartea Lasă grijile, nu știu de ea, nu știu absolut nimic și după titlu sună foarte frumoasă, Lasă grijile. Dar ce înseamnă să lași grijile? Să nu le dezvolți? Fii prezent? Cu majoritatea pacienților cu care lucrez, nu fac diferența între a simți și a gândi. Chiar vorbeam cu cineva astăzi și mi-a spus nu-s bine. Și am întrebat-o ce se simte? Care sunt simptomele? Eu nu-s bine, mi-a zis. Și am întrebat-o iarăși, care sunt simptomele? Simteți corpul, care sunt simptomele? Și mi-a zis, niciunul. Perfect, zic. Deci tu ești bine, dar tu gândești că nu ești bine, iar asta te ține agățat constant, că tu nu ești bine. Te păcălește mintea, dă cu tine de toți pereți. Să vedem aici. Dacă înșală o dată, a doua oară și a treia oară vă înșală mereu, este un fel de a fi a unui tip caracteristic. Nu, nu-i pasă de dumneavoastră. Nu cu mintea căutăm să fim conștienți? Oh, sigur că da. Tot cu mintea căutăm să fim conștienți că suntem conștienți, până când însăși mintea este și ea observată și atunci o transcenzi. Atunci intri direct în liniște. Atunci îți recunoști liniștea din tine și vezi că mintea, de fapt, se apărea în liniște. Tot cu mintea cauți să devii conștient până când te vei debarasa de ea. E ca și un hârlete. Cu el te ajut să sapi o groapă, dar după ce groapa ai terminat-o, arunci hârletele. Asta nu înseamnă că iei hârletele cu tine în pat. Nu. Îl folosești doar la ceea ce îți trebuie. Și sigur că da. Țineți minte acest exemplu. Dacă în timpul zilei, în timp ce vorbiți, nu sunteți perfect conștienți că sunteți conștienți că vorbiți cu cineva, adică nu vă auziți sau nu vă percepeți gândurile, să vă puneți întrebarea cine naiba vorbește și cine naiba gândește. Așa. Spune cineva, prinzi avioane, prietene. Sigur, avionul vieții l-am prins de mult. Sigur că da. Haideți cu întrebări. Avionul vieții se întâmplă în acest moment. Ai trăit tu în altă parte în afară de prezent? Ai trăit tu în ieri? Ai trăit tu vreodată în mâine? Ai trăit tu vreodată în proiecții mentale? Nu! Alea-s doar proiecțiile mentale. În ieri nu se poate trăi pentru că este doar un gând. În mâine nu se poate trăi că este doar o proiecție despre viitor, despre părerea ta ce va fi. Nu! Ai trăit întotdeauna în prezent. Mergi în prezent, discuți în prezent, faci dragoste în prezent, te miști în prezent, te bronzezi în prezent. Toată viața ai trăit-o în prezent. Dar tu nu ești deloc în prezent. Mereu ești zăpăcit de proiecțiile mentale. Aici o întrebare mai mare. Aș mai avea o întrebare pentru noastră. În țara noastră noi nu putem să fim visători referitor la locurile de muncă și la salariile noastre din țară. Nu trebuie neapărat să ne gândim la un pas sau la o casă cu chirie. Unde putem să stăm? Eu lucrez în afară, de aceea lumea este cu totul diferită, deoarece sunt salarii diferite și pot să-ți permiți multe lucruri care nu ne poți avea. Foarte bine! Succes! Așa, domnul Laurentiu, cu trecerea timpului scăpăm de anxietatea asta care ne-a schimbat viața, nu v-am spus că nu vorbim despre anxietatea asta seara, am prea multe live-uri despre anxietate, și pe YouTube și aici, ascultați-le numai. Spune cineva, puțin reușim să trăim în prezent, din păcate. Serios? Eu n-am întâlnit niciunul până acum. Și sigur nu sunteți unul dintre acei oameni care îl trăiesc. Vă spun sigur. A trăi prezentul înseamnă a fi total în prezent. Chiar am făcut un test cu câteva persoane, fără ca ele să știe, și m-am uitat și le-am zis, trăiește prezentul. Și am urmărit. Nu pot să trăiască prezentul nici 5 secunde. nici 5 secunde. Dar să-l trăiască perfect conștienți că sunt conștienți, în niciun caz. Uite așa le fac pupilele. Stânga-dreapta, stânga-dreapta, se mișcă constant, nu poți să stai aici. În niciun caz nu trăiești prezent. Ce părere aveți despre deja vu? Dar de ce să vorbim despre lucruri care nu se explică și dacă se explică sunt doar povești? Când încolo putem să vorbim despre realitate? De ce să vorbim despre extraterestri? De ce să vorbim despre dimensiuni? De ce să vorbim despre ce a zis Buddha? E vechi. De ce trebuie să vorbim despre ce a zis Isus? Buddha, Isus, toți ăștia sunt elefanți. Le-a trecut vremea. Le-a trecut vremea. Haideți să vorbim despre lucruri de aici. Mintea le spune oamenilor, dacă vei avea lucruri, X, acel lucru, atunci vei fi fericit. Omul luptă să obțină acel lucru, dar mintea intervine. Da. Dacă ai așa, da, ai cu tare lucru, nu ai Y, deci nu poți fi fericit. Omul luptă mai tare și în final obține și mintea mai face o remarcă. Bravo. Da, sigur că da. Întotdeauna, indiferent de situație, mintea îți va spune: dacă ne schimbăm mașina, o să fie mai bine. O să fie super. Îți schimbi mașina, imediat mintea, după ce ai obținut acel scop, îți mai creează alte 5 scopuri. Imediat îți mai... și trebuie să alegi după alea 5 scopuri. Și indiferent dacă le îndeplinești, chiar și pe toate, mintea o să-ți mai creeze la fiecare scop alte 5 scopuri. Și tot așa o să te zăpăcească. Ea nu-ți dă răgaz. Dar nu e o problemă mintea. Problema... ești tu cel care observă mintea, că încă nu ți-o observi. Iar atâta timp când nu ți observi mintea și nu ești prezent și conștient că ți observi mintea, mamă, ești doar prost. Mamă, dacă nu te asculți în timpul vorbării, păi cine vorbește? Deci dacă nu te asculți în timpul vorbării, ca pe un radio, să auzi perfect ce spui, cine naiba vorbește? Și toate deciziile din viața asta așa le-ai luat. Prostește. Din cauza minții proaste. Eu nu spun că tu ești prost. Eu spun că mintea ta e proastă. Eu spun că tu ești naiv pentru că ți-a făcut toată viața același joc. Mintea ți se îmbracă în oaie și apoi ți se îmbracă în lup. Sau pot să zic altfel. Lupul fiind mintea se îmbracă în oaie și vine și îți vorbește frumos și o să spună: băi, uite, ea e femeia potrivită, o să fie super, e super ok. Da. Apoi stai cu femeia respectivă, te saturi de ea sau nu te saturi de ea, vine lupul și spune: nu vezi, mă, că nu e de tine? Nu vezi că nu știu ce? Nu vezi că... vezi de treaba ta. Deci mintea, indiferent de situație, îți va aduce argumente pro sau contra. Niciodată nu o să fie doar pro. Niciodată. Prinde mintea și tu vei fi cel care a prins-o. Dacă te duci la pescuit și lansezi și prinzi peștele, tu înseamnă că ești peștele? Nu, tu ești cel care l-a prins. Lansează atenția și vezi unde pleacă mereu și trageți-o în prezent și când vrei prinde mintea, atunci tu ești cel care a prins mintea, nu ești mintea. Și apoi poți să te bucuri de viață. Până atunci, dă mintea cu tine de toți pereți, indiferent de ce faci, indiferent de câți mulți bani ai sau indiferent de ce job ai, indiferent de cât de tare te minți tu că ești fericit. Încă nu ești fericit. Așa, da. Da. Cineva zice: minte o curvă. Da, minte o curvă, o sigur că da, și una frumoasă. Mintea este o curvă și una foarte frumoasă. Reformulăm. Mintea este o doamnă curvă și una foarte frumoasă. Te zăpăcește de fiecare dată. Da? Dacă nu ești acolo atent, s-o prins, aoleu. Da? Da? Mintea te va zăpăci indiferent. Indiferent. Credeți că Țiriac și-a trăit viața cu atâția bani? Credeți că Țiriac e fericit? Dimpotrivă. Datorită faptului că n-a trăit complet, n-a trăit fiecare moment din viața asta, ci doar în memorie și imaginație, ca toată lumea. De ce credeți că e tot în business-uri? De ce credeți că face mereu din ce în ce mai mult, mai mult, mai mult? Pentru că încă nu și-a trăit viața. El tot e în memorie și în imaginație. Nu e complet. De asta omului e frică de moarte, pentru că el n-a trăit viața. Iar cine o trăiește complet prezent și conștient că e conștient, moartea e o celebrare. Celebrezi atunci când se întâmplă. Da. Pentru că ți-ai trăit tot din plin. Nu ți-a lipsit niciun moment. Tu ai fost total aici. Pupilele nu se mișcă, sunt total aici. Viața e plină. Din 14 ore pe zi, nu stați 25, ce 25 sunt multe, nu stați nici 7 minute legate. Toată ziua. A trăi viața înseamnă a fi perfect conștient că ești conștient, măcar cele 14 ore din cele din starea de veche. Na, dar la voi nu se întâmplă așa ceva. Na. Cum îți dai seama că ai prins fluxul mental? Foarte simplu. Stai perfect prezent, nu îți miști pupile, stai perfect aici și să vezi cum îți intră gândurile în conștiință și îți pleacă, dar tu nu dezvolți. Tu ești conștient de el. Îți vine gândul McDonald's, tu nu începi să spui, vai, aș avea poftă de un McDonald's sau rahat cu McDonald's. Nu. Și fii perfect conștient de gândul McDonald's. Și el pleacă, nu-l dezvoltă. Atunci. Ce știi tu despre moarte? Încă o dată. Ce știi tu despre moarte? Wow! Sunt perfect conștient în somnul profund. E același lucru ca atunci când moartea vine. Starea de veche pleacă și vine starea de somn profund. E una și aceeași cu moarte. Cum să o prind, cum să fac să o observ? Cum să o dovedesc? Mă obosește, nu mă lasă nici să dorm? Oh, sigur că da. Cum să o prind, cum să fac să o observ? Cum observ că afară este ziua? O observi. Nu trebuie să faci nimic. Dar cel mai important lucru este să rămâi prezent. Dacă rămâi prezent ca și centru, uite-te fix la ochii mei, că ai mei nu se mișcă. Indiferent dacă fac, indiferent dacă îți vorbesc despre trecut, indiferent despre ceea ce vorbesc, ochii mei nu se mișcă. Sunt perfect centrat în momentul prezent și indiferent ce îmi vine în conștiință pot să prind. Mintea, să o dezvolt sau să nu o dezvolt. E alegerea mea. Dar trebuie, ca să poți să o prinzi, trebuie mai întâi să înveți să stai prezent. Iar în a sta prezent e cel mai al dracului lucru din lumea asta, să ții minte. E cel mai greu lucru din lumea asta. Rămâne prezent. Mai simplu e să faci 1.000.000 de euro decât să rămâi în prezent. Când încerci să rămâi în prezent, toți demonii vin către tine. Bineînțeles, demonii minții în niciun caz. Adică prostia minții. Da? Întotdeauna când ai vrut să-ți iei o mașină și ți-ai luat-o, ți-ai dorit-o din tot sufletul, apoi când ți-ai luat-o, ori ți s-a stricat mereu, ori n-ai avut bani să o întreții, întotdeauna ai găsit iarăși argumente pro sau contra, nu te-ai bucurat de ea. Ți-ai dorit femeia sau bărbatul respectiv, atunci când ei nu te bucuri de ei. Absolut deloc. Și așa îți face mintea, sau așa ți-a făcut mintea toată viața. Ți-a dat scopuri când le-ai îndeplinit sau când le-ai obținut, ți-a dat alte scopuri. Că deja în timp ce le-ai împlinit sau îndeplinit, mintea ți le contestă. Mai devreme sau mai târziu, oricum ți le contestă. Dar tu nu te prinzi de acest joc prostesc care îl faci de 20, 30, 40, 50, 60, 70 de ani. Nu-ți dai seama încă. Așa. Natalia. ești naivă? Oare tu nu crezi că trebuie să fii optimist și să lași viața să curgă, să fie fericită și să te bucuri de tot ceea ce este în jurul tău? Da, astea sunt discuții între... Da. Da. Tot ceea ce există, există doar aici. Nu există nicăieri în altă parte. Cine aleargă după propriile lui proiecții mentale individuale e doar prost. Dar nu în sensul că ești prost că vrei să schimbi mașina. Nu. Poți să alergi să-ți schimbi mașina, să schimbi iubita, amanta, ce vrei tu în viața asta. Dar fă-o din momentul prezent, fă-o din perspectiva prezentului. Rămâi aici. Și când spun rămâi aici, fii perfect conștient că ești conștient. Dacă gândești și nu ești conștient că gândești, te-ai pierdut în gânduri. Dacă vorbești și nu te auzi să fii perfect conștient că vorbești, cine gândește? Cine acolo de vorbește și tu nu ești conștient de treaba asta? Și o să-ți faci griji. Și o să-ți faci griji pentru viitor. O să te gândești că dacă nu faci asta, o să întâmple asta. Dacă nu obții aia, nu mai poți să fii fericit și așa mai departe. Și o să-ți faci griji, dar tu îți strici momentul prezent datorită propriilor tale proiecții mentale proaste. Îți faci griji că posibil ca musca imaginară să-ți intră în ochi și să te glodească. Așa. Așa sunt programați, nu? Contează simțurile, văzul, auzul, mirosul, tactul și gustul pentru starea de prezență. Sigur că da. Atâta timp cât ești în simțuri, simțurile sunt primordiale. Simțurile sunt primordiale. Mintea vine și ți le descrie ceea ce simți tu prin corp, auzi și așa mai departe. Ca să poți să rămâi în prezent, poți să începi și să începi cu simțurile. Când te speli pe mâini, fii total acolo. Când te atingi, fii total în atingere. Nu descrie, nu vorbi despre atingere sau spălatul pe mâini, doar fii. Când faci duș, spală-te. Simte dușul, simte uleiul de duș. Când te dai cu cremă, simte crema pe corp. Simte. Simte. Simțurile sunt foarte frumoase. Voi când mâncați, nici nu știți că mâncați, pentru că nu sunteți total acolo să simțiți gustul mâncării. Când faceți dragoste, nu sunteți acolo. Sunteți plecați pe la vecinul, pe la vecina, pe la vreun film porno. N-aveți treabă cu bărbatul sau femeia respectivă. Da. Așa. Da, 20 de secunde și deja nu mai înțeleg nimic. Oh, sigur că da. Eu te aduc în starea să nu înțelegi nimic. Pentru că tot ceea ce credeai tu că este de înțeles, este total greșit, prostesc. Învățătura mea este doar despre realitate, nu despre prostie. Dacă vreți prostie, viitor, trecut, ambiții, duceți-vă în altă parte. Aici sunt ca să vă sparg orice prostie, orice ambiție, orice trecut, orice viitor. Dacă ai curaj, rămâi aici. Dacă n-ai curaj, poți să te duci în altă parte. Nu e nicio problemă. Dacă te deranjează ce spun, înseamnă că sigur am dreptate. Dacă vorbesc prostii, pur și simplu închide-o. Cineva zice, ești în viitor, scuză-mă, n-am cum să mă teleportez, eu stai aici. Ca și tine. Nimeni nu poate să plece în viitor. Chiar dacă oamenii discută prostește despre viitor sau despre trecut, ei tot în prezent o fac. Numai că ei nu trăiesc prezentul atunci. Ei s-au obișnuit atât de tare, încât ei cred că normalitatea există să trăiască cu atenția în imaginația lor despre viitor și în memoria lor despre trecut. Iar realitatea care se întâmplă în fața ochilor lor a devenit irealitate, complet greșit și prostesc. Iar când vine cineva și vă spune că viața se întâmplă în fața ochilor voștri, vă întrebați, și cum să fac? Tocmai nu e o facere, Este o realitate, observă-o, trăiește-o. Cum poți să te învăți să privești un copac? Privește-l. Cum poți să te învăți să rămâi în realitate? Păi rămâi. Ce te scoate? Gândurile te scot. Aha. Nu le mai dezvolta. Vezi propria prostie cum pleacă despre trecut și viitor. Da. Haideți. Încă două întrebări. Există anumite metode care pot să ne ajute sau să ne lăsăm influențați de acești demoni ai minții? Înțeleg că trebuie să ne concentrăm pe fiecare acțiune, dar uneori este greu să trecem la acțiune, pentru că în mintea noastră sunt 1000 de gânduri. Ce este de făcut? Super! Bună întrebarea asta! Există anumite metode de ruperea fluxului, există anumite metode de a rămâne în prezent, dar de ce nu e ușor? Când ai spus așa, înțeleg că trebuie să ne concentrăm pe fiecare acțiune, dar uneori este greu să trecem la acțiune pentru că în mintea noastră sunt 1000 de gânduri. Dar de ce ți-e greu să treci la acțiune? De ce dezvolți gândurile? E ca și cum îi spune că ți-e sete, ai paharul lângă tine, dar nu vrei să bei, dar ți-e sete. Nu, treci direct la acțiune. De ce trebuie să dezvolți atâtea gânduri? Treci la acțiune. Și eu zic, nu te concentra pe ceea ce faci. Fii atent, fii lucid. Concentrarea este să te concentrezi doar pe un singur lucru. Eu nu spun asta. Eu spun, fii lucid, fii vigilent. Fii conștient că ești conștient, ești aici. Unde să te duci? Uite, privește ori de câte ori discuți cu cineva, privește-i pupilele când îți vorbește el ție. Să-l vezi că e numai pe aici când îți discută, numai pe aici. Se mai uită la tine un pic, te mai prinde un pic din priviri, iarăși pleacă. Nu e absolut deloc prezent. Dă-ți seama că cu toate persoanele care vorbești fac același lucru, exact cum îl faci și tu, și încearcă să te corectezi să rămâi în prezent. Încearcă să nu-ți mai miști pupilele. Încearcă să rămâi aici. Că viața aici ți se întâmplă, aici, nu în altă parte. Eu pot să vorbesc despre trecut, pot să vorbesc despre viitor, dar eu nu pierd prezentul. Așa trebuie să faceți și voi. Nu crezi că lucrul unui om își descrie personalitatea? Nu, în niciun caz. În niciun caz. Eu vreau să știu dacă ești însurat, dacă nu, să ne luăm. Poate dacă stau zilnic cu tine, zilnic, așa îmi să scape anxietate. I love you. Dacă nu faci o declarație de dragoste tot degeaba, te rog frumos, gândește-te bine că mai stăm câteva minute, deci compune repede o declarație de dragoste. S-ar putea să mă impresionez. Știi că de astă seară sunt singur. De astă seară. Așa am fost anunțat mai devreme. Că de astă seară sunt single again. Deci, e posibil. Nu este chiar o întrebare, dar tot observ cum trăiesc un egoism fantastic și nu mă interesează nimic și ce mă interesează este tot din egoism. Perfect! Foarte bine ai spus chestia asta. Tot ceea ce face din egoism. Nu, hai să o pun altfel. Tot ceea ce faci, o faci doar pentru tine. Așa sunt toți oamenii. Până nu depășești intelectul, tot ceea ce faci, îl faci doar pentru tine. Și e normal. Când ajuți o băbuță să treacă strada, să ții minte, o faci tot pentru tine, că sentimentul că ai ajutat o băbuță e plăcut. Când îți ajuți un prieten, ți-l ajuți tot pentru tine, că îți dă sentimentul în corp plăcut că ți-a ajutat prieten. Să ții minte, orice ce faci în viața asta doar pentru tine, nu o faci pentru celălalt. Niciodată. Niciodată. Și copiii pe care îi trimiți la meditație, le plătești oarecum viitorul, tot pentru tine o faci. Că îți dă un simțământ plăcut în corp. Să ții minte. Așa. Ce faci când cineva îți face rău într-una și îți face plăcere și îi face plăcere să te vadă supărat, trist, nervos? Ce faci când cineva îți face rău într-una? Pui mâna și îți vezi de treapă. Dacă cineva vezi că îți face în mod constant rău, prostul e ăla care acceptă. Ajunge. Nu mai fi naiv sau naivă. Pune mâna și când vezi că cineva nu te apreciază, nu e lângă tine acolo, vezi de treaba ta. Vezi de treaba ta. Da. Ce faci, na? Așa, da. Mie îmi place barba mea. Să știți că o să mi-o las mare și o să mi-o fac așa, să fac niște șuvițe. Și barba mea nu zgârie pentru că îmi dau cu balsam pe ea, deci... Ultima întrebare. Haideți. Haideți, ultima întrebare. Cineva spune, interesant ce spui. Crezi că e interesant? Ți se pare interesant să vină cineva ca mine să spune că tot ce ai gândit și făcut în viața asta a fost complet prost? Sau prostesc? Ha? Cineva... Cât timp durează să rămâi veșnic cu atenția în prezent? Asta ține de tine. Asta ține de tine. Lui Mahirva a luat 13 ani. Lui Buddha 6. Lui Iisus până la 30. Mie mi-a luat 2. Poate ție ți-a doar 3 luni. N-ai de unde să știi. Depinde cât de serios ești cu tine. Dacă ești serios și îți aduci aminte de fiecare dată că trebuie să te menții în prezent și chiar îți dorești acest lucru, acest lucru se va întâmpla. Eu am fost foarte serios și mi-am dorit din tot sufletul să rămân aici. Și până la urmă am rămas. Nu mai pot pleca. Cum și tu poți să faci la fel și să vii lângă mine la fel, să nu mai pleci de aici. Aici nu există probleme, n-au existat niciodată. Despre acest rai vorbea Iisus. A spus că raiul este aici, n-a zis că te aștept în rai. A zis raiul este aici. Ce frumoase vorbe. Da. De ce bei cafea seara? La mine n-are niciun efect. Dacă bei cafea și crezi că această cafea va avea efect asupra ta și nu vei dormi și vei dormi greu, singur te condiționezi și așa se va întâmpla. Pot să beau și 10 cafele seara, n-am absolut nimic. Adorm ca un bebeluș. Cei prezenți pe aici ne distrăm cu tine. Poate așa trăim fără gânduri. Da, de ce nu? Acum vă spun un secret. Apropo că mi-a venit în conștiință și vă spun o chestie. Dacă stați prin preajma mea și într-un fel sau altul sunteți deschiși la, e posibil să se întâmple să rămâneți fără gânduri. S-a întâmplat cu mai multe persoane. Atâta timp cât au stat prin preajma mea, au rămas fără gânduri. Iar pe data de 29 iunie, adică pică joia, până duminica, adică joia, vinea, sâmbăta și duminica, o să creez aici la Râmnicu Vâlcea, chiar în județul Râmnicu Vâlcea, un workshop despre cum să stai în prezent, cum să rămâi, cum să mănânci, cum să te plimbi, cum să privești, felul în care privești, cum să nu mai pleci. Deci este un workshop de 4 zile, este la... chiar la stațiunea Voineasa, mai bine zis, este într-un complex foarte frumos la Brezoi și avem timp 4 zile la dispoziție să vă învăț cât puteți voi să percepeți despre cum a rămâne aici. Costurile sunt foarte puține. Deci, prezența contează. Și o ultimă întrebare. Sau cred că este suficient deja. Țineți minte, tot ceea ce contează, contează doar aici. nimic din trecut. Să o luăm altfel. Musca din trecut nu poate să-ți intre ochi să te deranjeze. Dacă tu crezi că e reală, te va deranja. Musca din viitor nu poate să-ți intre în ochi și să te deranjeze, numai dacă tu o crezi. Ține minte, musca din trecut nu poate să-ți intre în nas, să te deranjeze, musca din viitor nu poate să-ți intre în ureche, să te deranjeze. Astea-s doar gânduri. Dacă tu crezi în ele, o să te deranjeze, iar corpul o să-ți trăiască emoția și nu o să te simți ok. Atâta timp cât înțelegi că musca trecutului și musca viitorului sunt doar proiecțiile tale individuale, te liberezi de ele și pune mâna să trăiești. Și închei cu o poveste frumoasă, banc. Se zice că un nebun alerga printr-o piață cu o găleată plină cu apă și o torță aprinsă și alerga. Până la urmă oamenii l-au oprit și au spus: Nastratin, deja, noi știm că ești nebun, dar deja exagerezi, s-ar putea să faci rău cuiva, trebuie să te oprim. Iar el a spus: am venit să vă înnec iadul, să vă dau foc la rai, să nu mai gândiți voi ce e rău și ce e bine și să puneți dracului mâna să trăiți. Foarte frumoasă. Poți rămâne prezent, conștient de sine în timpul somnului. Osho vorbea despre așa ceva, tu ai reușit, sunt perfect conștient 24 din 24. Starea de somn profund este tot o stare a minții care se schimbă cu starea de veche. Starea de veche pleacă, vine starea de somn profund. Iar este o altfel de conștiință. Nu este conștiința din starea de veche, e o altfel de conștiință. Corpul se amorțește, adoarme, apoi după o jumătate de oră sau o oră, mintea se suspendă și vine somnul profund. Sigur că da. Din păcate, mulți sunt plecați la căpșuni, cum să mai stea și ei în prezent. Da. Imediat. De exemplu, doresc să obțin ceva, dar când îl obțin îmi pierd interesul, nu sunt mulțumită și acest diferit. Tot nu reușesc să împiedic acest sentiment. Mulțumesc pentru răspuns. L-am explicat mai devreme, nu-l mai repet, așa că puteți să dați live-ul de la capăt. Am răspuns la o asemenea întrebare. Am devenit dependent de tine. Nu mai fi singur. Încă o dată, mulțumesc că ați vizionat. Când să țineți minte un lucru, când vă fac proști, răutăcioși, să țineți minte, nu mă refer la voi ca și indivizi. N-am nicio treabă cu voi. Mă refer ca și creația minții, că e prostească, e naivă. Să țineți minte, nu le luați personal, pentru că le fac un scop. Le fac să vă jignesc mintea aia prostească, adică ego-ul ăla dur, ca să iasă la suprafață. Să țineți minte, n-am nicio treabă cu voi. Dar vă vorbesc în felul ăsta ca să vă zguduie un pic, ca să vă puteți elibera. Iisus a vorbit frumos, nimeni nu l-a luat în considerare. Buddha a vorbit frumos, nimeni nu l-a luat în considerare. Când un om îți vorbește frumos, îți intră pe ureche și îți iese pe cealaltă. Nu prea te interesează. Când un om îți vorbește pe dos și vezi că mai are și dreptate, să știi că te mișcă. Și vă mai spun o poveste. S-a dus un om la marele înțelept Tilopa și a spus: Domne, eu sunt bine cu mine, dar vreau să ating și iluminarea. Ce trebuie să fac? Tilopa a spus foarte simplu. Era un Tibet, unde sunt foarte multe maimuțe peste tot. Așa e peste tot acolo. Și spune: te rog, fă metoda asta și mâine dimineață vii să-mi spui cum este. Doar atât? Da. Ce trebuie să fac? Să nu te gândești la maimuțe, i-a spus. Și el a spus: dom'le, dar e foarte simplu ce-mi spui. Niciodată nu m-am gândit la maimuțe, oricum sunt peste tot aici. Adică pentru noi e un obicei normal. Foarte bine a zis Tilopa. Nu te gândi la maimuțe. Și a plecat. Omul ăla, după ce a plecat și și-a petrecut seara cu el, a crezut că nebunește. Oriunde se uita, vedea maimuțe. Și în vise au apărut maimuțele. S-a trezit, n-a putut să doarmă. Când s-a ivit soarele, era total, complet depășit de situație. Vedea numai maimuțe. S-a dus la Tilopa și a zis: lasă-mă în pace cu iluminarea ta, zice, nu mi-o doresc, văd numai maimuțe, m-a înnebunit capul ăsta. Exact așa faceți și voi cu problemele voastre. Discutați numai despre ele. Puneți mâna și trăiți. Și țineți minte, când vorbesc mai dur, o fac cu scopul de a mișca ceva în voi, pentru că dacă vă vorbesc frumos, vă doare în cur. Dacă vă vorbesc pe dos și am treptate, mamă, mă țineți minte, să țineți minte lucrul ăsta. Trebuie să zgudui ceva, că altfel rămâneți proști. Seară plăcută. Și mulțumesc de...